Deșteptarea. Într-o biserică din Austria, o cetățeană așa a găsit 10.000 de euro într-un plic. Acum un an. Plicul ăsta era într-o broșură aflată într-un teanc de cărți. Mi-ar fi plăcut să știu de ce cotrobuia doamna pânteancul de cărți din biserică. Era evlavioasă și probabil că ar fi vrut să citească mai mult. Acțiunea se petrece în orașul austriac Klagenfurt, așa, acolo unde echipa noastră națională de fotbal, că vezi, e o legătură, mai făcea niște cantonamente la un moment dat. Da. Și da, a dat, deci a găsit 10.000 de euro. Exact. Minune de la Dumnezeu, de unde și vorba, mai du-te și tu pe la biserică, că uite, uneori te ajută și la propriu. Da? A găsit plicul cu 10.000 de euro, probabil un alt tenoriaș și îi lăsase acolo pentru cele sfinte. Înțelegi? Pentru că dânsa a dus banii la biroul de obiecte pierdute al poliției din Klagenfurt, adică a declarat găsirea banilor și au început autoritățile să caute proprietarul, dar cum acesta nu a fost găsit, zilele trecute au sunat-o pe doamnă și au invitat-o la secție să ridice bănuții. Aoleu! Da, căci că așa e treaba la ei. Dacă se găsește un obiect, o sumă de bani, un portmoneu, așa, și nimeni nu-l reivindică timp de un an, ce ai găsit, acesta al tău este oferit găsitorului. Vezi scena asta în România vreodată? Cu poliția despre care tot vorbim, că face tot felul de dude. Pentru 10.000 de euro nu cred că se împiedică. Da, mă, da, nu, o sună pe doamna. Hai, mă, să o sunăm pe doamna care ne-a adus banii. Eu sunt mai interesat de cine a pus banii acolo, știi? Știi cumva dacă Nea Gigi și-a dat vreun check-in la Klagenfurt? Nu cred că punea banii Nea Gigi în biserică catolică. Da, mă rog, mergem. Cert e, apropo de asta, cu banii și cu biserica, în vacanță am fost la Strasburg. Bravo. Și pentru o zi, când am fost la parcul de distracții, că v-am zis, am fost la un parc de distracții cu copiii în Germania, la Europa Park, și asta e la 30 de minute de Strasburg, și am zis că e păcat să ratăm ocazia. Am mers și am dormit ultima noapte a mini-vacanței noastre acolo, la Strasburg. Și evident am vizitat domul din Strasburg, care este, bravo, o bijuterie. Am intrat și am remarcat o chestie care mi-a atras atenția. Acolo, cum avem noi o doamnă cu batic de la care cumperi lumânări să aprinzi la morți și la vii, ei aveau niște suporți așa mititei de sticlă și erau niște lumânări puse într-o cutie, așa, micuțe, conice, da, pe care le puteai aprinde și pune în acei suporți, da? Da. Contra sumei de 1 euro bucata. Așa. Exista chiar și POS pentru asta și o cutie în care puteai să pui euro și spunea că donația recomandată este de 1 euro. Lângă mai erau niște lumânări de tip candelă, știi, dar acum folosim noi de Paște, alea în suport, așa, roșu, așa, mari. Și erau cu sigla Mercedes. Alea erau de 3, nu, BMW. Erau de 3 dimensiuni, mică, mijlocie și mare. Aia mare erau gen cum ar veni abonament. Și aia mare era, cred că de un an. Bă, serios, adică era aveai și minute incluse. Cât o sticlă de un litru, înțelegi? Bă, era imensă. Așa. Și aia mică era 3 euro, aia mijlocie 5 și aia mare 10 euro. Da. Același text. Uh-huh. Donație recomandată, cutie și POS, să poți plăti. Bă, și am stat 5-10 minute după ce am terminat de vizitat catedrala. Să vezi care-i treaba. Să mă uit care-i treaba. Zic, mă, ăștia mă ciupesc la astea, adică gen aprind lumânare și uită să... Nu, tati, fiecare și-a văzut poate și de teama divinității, dar zic, lumea nu... Și sunt curios dacă ar merge și la noi, că la noi oamenii sunt mai cu frică de Dumnezeu. Stai puțin, că acum depinde. Uite, eu am văzut scene de astea pe care tu le așteptai, le-am văzut eu în Grecia anul ăsta. Că m-am dus și eu la biserică, am trecut și eu pe acolo, uh-huh, nu degeaba, o să vezi că au venit audiențe bune. Și am văzut ce se întâmplă. La fel, tot așa, spațiu cât să pui un euro, dai drumul la un euro acolo și puteai să ții câte lumânări vrei tu, că erau lumânări de la tradiționale, de avem și noi la biserică. Și acum fiecare cum venea, venea lumea, punea un euro, lua două lumânări, lua trei, lua patru, depinde. Bă, și a venit un domn. A luat un braț. Practic, înțelegi? Cât a putut să cuprindă cu mâna, ăsta le-a luat. Sigur, l-a și aprins.
ulterior, adică nu l-a luat acasă, n-a fost de genul ăsta, dar repet, fiecare cum consideră și ia lumânări cât are nevoie ca să-l mulțumească pe Dumnezeul lui până la urmă. Păi da, fiecare cu talentul lui. Doamne ajută! Deșteptarea